Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Stone! Sunt plină de speranță, dumneavoastră mi-ați dat speranțe! Da, aș avea o odăiță mea! Mama! Fată, ce fată nemaipomenită, domnule! Ce comoară! Deci a început să-ți placă de ea. Să-mi placă de ea? Să-mi placă de ea? Dar sunt îndrăgostit de ea! Sunt îndrăgostit până peste urechi, Cornelius. Dragul meu, Cornelius, eu n-am simțit niciodată așa ceva. Eu niciodată n-am crezut că voi putea simți așa ceva. Sam. E inima bolnavă. Am temperatură peste 100 de grade. Mă doare stomacul, îmi tremură picioarele, dar îmi prate tot, mi se taie pur și simplu respirația. Oare e adevărat ce mi s-a întâmplat? Sam. Am întâlnit oare o ființă cu numele de Maggie Cato? S-au învisat. Sam. Ciupește-mă, ciupește-mă, Cornelius! Sam! Trebuie să aflu adevărul! Ai răbdare, ai puțină răbdare, Sam! Ce naiba? Vreau să te întreb de unde să ai bani să te întreții pe tine și pe ea. La drept vorbind, e... prima ta zi aici. Dar abia ai intrat în afaceri. Eu nu înțeleg cum... Dar tu nu poți înțelege! E clar că nu înțelegi! Tu nu vezi! Tu nu auzi! Tu nu observi nimic! Astăzi am întâlnit o femeie de care m-am îndrăgostit, Cornelius. Eu am de gând să mă căsătoresc cu ea. Va fi vedeta unui muzical al cărui producător voi fi chiar eu! Bineînțeles, împreună cu tine! Nu știu ce am așa gândit, sunt al dracului de inspirat acum. Și avea odăița mea și o să o viză cu lemne de ea. Și un tort de ciocolată, wow! Ce minunat ar fi! Ura! Va fi o lovitură! O lovitură în stil mare! În stil american! Nimic! Nimic nu mă poate opri! Absolut nimic! Da. Hai să nu mai batem câmpie. Pentru mine e o chestiune de viață și de moarte.